acest moment. 24 ianuarie sperăm să nu fie surprize. Iașul a fost de fiecare dată un oraș primitor, călduros, chiar sperăm să rămânem o gazdă bună. Toată lumea este bine primită aici, nu vrem să împărțim efecte ale viitoarelor bătălii electorale de o zi foarte importantă pentru toți românii, cum este 24 ianuarie. Așteptăm pe domnul președinte, ne onorează prezența dumnealui și dorim să se sfârșească în sensul bun al cuvântului cu bine și toată lumea să ajungă sănătoasă acasă. Am încercat să separ oarecum evenimentele de masă populară. 1 decembrie este tradițional fasole cu cârnați, fasole cu ciolan, cum de altfel știm toată lumea. 14 octombrie este dedicat sarmalilor pe care le dăm de fiecare dată în acea masă publică, iar 24 ianuarie am propus să fie, cu un produs autentic moldovenesc, cu o plăcintă pe care o va primi fiecare dintre cei prezenți acolo. Spunem noi că nu putem să ajungem în derâdere cu cei care vor fi oaspeții noștri, buni dintre ei, gazdele noastre, alții dintre ei, și ne-am propus acest lucru. Dacă sunt întrebări pe... Plăcintele le veți servi dumneavoastră, cetățenilor, că pentru ei ați servit fasolea cârnați. Acum... Da, sigur... O să am o treabă de făcut, fiind prezent și domnul președinte, și cu siguranță mă voi deplasa către Biserica Treierarhiei.